Autoritățile sălăjene se pregătesc pentru a face față iernii. În cadrul unei conferințe de presă, prefectul județului a prezentat modul în care autoritățile vor gestiona fenomenele meteorologice specifice sezonului rece. La nivelul prefecturii Sălaj a fost întocmit planul județean de măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor negative ale situațiilor de urgență specifice sezonului rece 2018-2019, acesta cuprinzând acțiunile care se vor desfășura pentru protecția căilor rutiere, combaterea lunecușului și înzăpezirii, cu termene și responsabilități la nivelul tuturor factorilor și instituțiilor implicate în gestionarea situațiilor de urgență specifice iernii. Drumurile naționale în județul Sălaj, într-o lungime totală de 274 de kilometri, au fost, sunt în strictă coordonare Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Cluj, au fost câștigate pe un lot 5 secții de drumuri naționale Zalău, de către, în baza unui contract cadru, care el ca și execuție are contractul, este perioada 2016-2020, un contract câștigat de asocierea Riposta Trans Sece Atos în baza unui contract subsecvent de servicii numărul 16/6109/8 din 15-10-2018. Durata contractului este, așa cum v-am spus, 15 octombrie 2018, 31 martie 2019. Ele se desfășoară în 6 baze, care drumurile naționale le au la nivelul județului Sălaj. Aici vorbesc de baza Meșes, districtul Bocșa, districtul Jibou, districtul Glod și districtul Ușfalău, cu respectiv 2 puncte de sprijin, Ciumărna și Mesteacăn, Mesteacăn fiind cel limită cu județul Maramureș. La această oră când noi vorbim, în aceste 6 baze de dezăpezire, avem în stoc 2835 de tone de sare, 40 de tone de clorură de calciu și aproximativ 7 tone de carburant. Acționăm cu număr de 43 de utilaje de dezăpezire la nivelul drumurilor naționale. La nivelul drumurilor județene, trebuie să o spunem, Consiliul Județean, așa cum a adoptat și anul trecut, și aproximativ 6 de kilometri, a dat acest serviciu a celor 36 de unități administrativ-teritoriale, deci le-a împărțit. Durata contractului Consiliul Județean îl are făcut cu cele 31 de unități administrativ-teritoriale pentru perioada 15 noiembrie 2018, respectiv 15 martie 2019. Valoarea contractului este de 130.000 de lei, cu o sumă, aceste 1.300.000 de lei până în 31 decembrie 2018, o primă sumă alocată în acest an, urmând cealaltă tranșa a doua, fiind alocată pentru primul trimestru anului 2019, mai exact până în data de 15 martie 2019. Prestatorul de serviciu pentru drumurile județene sunt 36 de unități administrativ-teritoriale, serviciile acestor 36 de unități administrativ-teritoriale se desfășoară după cum urmează. 15 unități administrativ rezolvă acest serviciu în regie proprie, cu utilaje și materiale din dotare, iar diferența până la 36, respectiv 21 de unități administrativ-teritoriale, au pe bază de contract încheiate cu societăți sau agenți economici. La nivelul județului Sălaj, infrastructura rutieră de categorie județeană se desfășoară și se intervine cu 137 de utilaje și un stoc de 440 de tone de sare, 2700 de tone de nisip, respectiv aproximativ 32 de tone de carburant. Drumurile comunale
însumate într-o lungime totală de 866 de kilometri. Aici autoritățile contractante sunt, autoritățile sunt chiar primăriile, cele 61. Prestatorul de serviciu și aici sunt 39 de unități administrativ-teritoriale, pot rezolva această acțiune în regie proprie, cu utilaje și materiale în dotare, respectiv 22 unități administrativ-teritoriale au apelat la un serviciu terț și au încheiat contracte cu societăți și operatori economici. Se intervine pe drumurile comunale o sumare de 90 de utilaje. Avem în stoc însumarea totală a drumurilor cu 990 de tone de sare, 2900 de tone de nisip, respectiv 16 tone de carburanți. A fost constituită de asemenea o comisie mixtă formată din reprezentanții instituției prefectului, Consiliului Județean, ISU Sălaj și Serviciul Poliției Rutiere pentru verificarea periodică a stocurilor și stadiul de aprovizionare cu materiale antiderapante, adotării și funcționării utilajelor de intervenție pentru perioada sezonului rece la nivelul districtelor, punctelor de sprijin, precum și la nivelul primăriilor.